Subiectul de astăzi este diagnosticul cataractei la câine și pisică. După prezentarea de astăzi, vom ști să scriem corect și complet un diagnostic al cataractei și mai ales vom reuși să facem diagnosticul diferențial între cataractă și scleroza nucleară de cristalin, aici fiind cele mai multe confuzii. Vorbeam în cursurile trecute despre patologia cristalinului și vorbeam despre anomalii congenitale, afachia, microfachia și sferofachia. Am vorbit pe larg despre luxațiile de cristalin, distopiile cristalinului, iar astăzi vom vorbi despre modificările de transparență, despre cataracta și scleroza nucleară de cristalin. Raporturile cristalinului cu structurile ochiului sunt cele pe care le-am povestit deja. Este important că această lentilă biconvexă este în contact intim cu irisul, acesta practic urmând curbura capsulei anterioare, iar posterior este în contact cu corpul vitros la nivelul fosei hialoide, ecuatorul acestuia fiind zona în care ligamentul suspensor se inseră. Structura cristalinului îl rememorez pentru că în funcție de această structură a cristalinului reușim cu ușurință să stabilim și să scriem corect un diagnostic al cataractei. Spuneam de structura cristalinului că prezintă două capsule, o capsulă anterioară și o capsulă posterioară. Doi poli, anterior și posterior, practic centrul capsulei anterioare și centrul capsulei posterioare, foarte importantă această structură, pentru că la acest nivel cele mai multe cataracte congenitale aici debutează. La nivelul polului posterior al capsulei posterioare, de aceea se și numește cataractă polară posterioară. Ecuatorul corespunde ligamentului suspensor și de la acest nivel debutează cataractele, în special la pisică, iar despre liniile de sutură care au aspectul literei Y în picioare, drept, la nivelul capsulei anterioare și cel și la nivelul capsulei posterioare Y răsturnat, sunt importante și aceste două structuri pentru că putem stabili cu ușurință cataracta suturală anterioară, cataracta suturală posterioară sau cea stelată, când și la nivelul capsulei anterioare și la nivelul capsulei posterioare, la nivelul liniilor de sutură, există opacizare. Din punct de vedere histologic, iarăși este important, cristalinul prezintă o capsulă, un epiteliu anterior și fibre cristaliniene. Sunt importante și aceste trei repere histologice ca să înțelegem evoluția cataractei și mai ales să înțelegem diagnosticul diferențial dintre scleroză și cataractă. Aici este o secțiune superbă prin iris și cristalin, irisul cu epiteliul său posterior și raportul acestui epiteliu posterior al irisului cu capsula anterioară a cristalinului, ca să avem ca și reper faptul că în momentul în care acest cristalin pierde proteină, cu ajutorul epiteliului posterior, irisul încearcă să vulcanizeze, cu ghilimelele de rigoare, acei pori dilatați de la nivelul capsulei și așa putem recunoaște sechelele de uveită facolitică. De ce este importantă structura histologică? Să putem face diagnosticul diferențial între scleroza nucleară de cristalin și cataracta imatură sau chiar matură. În timpul vieții, celulele cristaliniene de la nivelul ecuatorului cristalinului se transformă în fibre cristaliniene, vor migra de la acest nivel către centrul, nucleul cristalinului și se condensează la acest nivel. Această împachetare a fibrelor cristaliniene trebuie să ni le comparăm cu împachetarea fibrelor firelor într-un ghem de ață. Și vizibil, cu ochiul liber, va fi o condensare a nucleului, o modificare a culorii acestuia de la o tentă gri, albicioasă, această îmbătrânire frumoasă, cum îmi place să-i spun, a cristalinului în scleroza nucleară de cristalin se confundă frecvent cu cataracta, dar diagnosticul diferențial este facil. Dacă v-aș întreba care din acești pacienți prezintă cataractă sau scleroză nucleară de cristalin, sunt convinsă că răspunsurile vor fi diferite. Niciunul din acești pacienți nu au cataractă, nu au scleroză nucleară de cristalin. Ca reper important, dacă trebuie să fac diagnostic diferențial sau să stabilesc diagnosticul de cataractă sau scleroză nucleară de cristalin, primul lucru pe care trebuie să-l văd este
irisul. În cazul acesta, irisul nu este vizibil. Probabil că este un edem cornean. La acest nivel, irisul nu este vizibil. La acest nivel, asemănător celorlalte două cazuri, nu este vizibil irisul. Din contră, acest ochi îmi arată o vascularizație scurtă, cu vase scurte, drepte, cu formă, în formă de perie, perilimbic, deci aici este o opacizare a corneei. Și vorbesc despre o uveită. De asemenea, la acest nivel, da, poți examina cu ușurință irisul, dar opacizarea nu este la nivelul nucleului, este tot la nivelul capsulei. Niciunul din aceste patru cazuri nu prezintă nici cataractă, nici scleroză nucleară de cristalin. Reper important, în cataractă și în scleroza nucleară de cristalin trebuie să examinezi cu ușurință, să evidențiezi cu ușurință irisul. Cataracta imatură se confundă macroscopic, după cum am spus, cu o scleroză nucleară de cristalin, pentru că este o opacizare a cristalinului. În scleroza nucleară de cristalin, vederea nu este afectată, pacientul vede. În cataracta imatură începând și apoi matură, este o acuitate vizuală scăzută. Cât de ușor este să efectuezi diagnosticul diferențial? Voi observa cu ușurință o condensare a nucleului, din punct de vedere macroscopic, dar cel mai ușor să stabilezi diagnosticul diferențial este următorul. Examinarea fundului de ochi este vizibilă la pacientul cu scleroză nucleară de cristalin. Scleroza nucleară de cristalin apare la adult și mai frecvent la câine decât la pisică. Nucleul este afectat, într-adevăr, este condensat, este vizibil. Scleroza nucleară de cristalin nu se operează pentru că pacientul nostru vede. Iar diagnosticul diferențial se efectuează cu ajutorul oftalmoscopului pentru că prin această condensare a nucleului se examinează cu ușurință fundul de ochi. Dacă sunt în fața unui pacient care prezintă o cataractă imatură, cum este cazul acesta, sau matură deja, aceste stadii ale cataractei pot să apară la orice vârstă. Bineînțeles, se operează pentru că pacientul începe să piardă vederea. Nu se poate examina fundul de ochi. Mai ales într-o cataractă matură, examinarea fundului de ochi este imposibilă. În cataracta imatură se vede blurat, dar nu în totalitate, așa și frumos cum se examinează în scleroza nucleară de cristalin. Important, orice vârstă se operează, nu pot examina fundul de ochi, pacientul meu nu vede. Haideți să vorbim acum despre diagnosticul cataractei. Cataracta, după cum știm deja, este opacizarea cristalinului, este determinată de factori diversi, zonele de opacizare au forme, localizări și mărimi variate. Evoluează indiferent de rasă, de vârstă sau de sex, și la câine și la pisică. În funcție de momentul apariției, este congenitală și dobândită. Cataracta se clasifică în funcție de momentul apariției, congenitală și dobândită, este pusă aici pe listă și senilă, în funcție de stadiul evoluției, incipientă, imatură, matură, hipermatură și morganiană, mai rară în oftalmologia veterinară, destul de frecventă în oftalmologia umană, în funcție de sediul acesteia, capsulară, și am spus că este o capsulă anterioară și posterioară, în funcție de sediu, polară anterioară și posterioară, suturală de asemenea, anterioară și posterioară, nucleară și ecuatorială. Etiologia este diversă. Vorbesc despre cataracta traumatică și este secundară plăcii cornene penetrante. La pisică este caracteristică cataracta secundară afecțiunilor oculare, în special uveitei, dar nu numai, glaucomului și luxațiilor de cristalin. Foarte frecventă, cea diabetică la câine nu face cataractă diabetică pisică. Și cea toxică, în general, la pacienții care au fost tratați cu corticosteroizi o perioadă lungă de timp, dar cazuri foarte frumoase, în urmă cu vreo 15 ani, erau cazurile, în general, brachicefalice. Am operat mulți pacienți, buldog francez, care prezentau demodecie și pe vremea aceea nu era citopointul și nu era dezvoltat așa de mult dermatologia cu diagnosticul diferențial și nu apăruseră atâtea medicamente, demodecia se trata prin băi cu amitraz. Și amitrazul
pentru o perioadă de timp creștea valoarea glicemiei, practic modificând compoziția umorii apoase tranzitoriu, determinând așa numita uveită cataractă toxică, spuneam noi, dar de fapt era o cataractă ca și când ar fi mimat amitrazul acela un diabet tranzitoriu cu ghilimelele de rigoare. Foarte, foarte frumoase cazuri. Clasificarea cataractelor în funcție de localizare. Pot fi nucleare, pot fi capsulare anterioare, capsulare posterioare, capsulare polare posterioare, capsulare polare anterioare și foarte important suturale. De ce sunt importante aceste clasificări? Dacă pacientul meu prezintă o evidențiere a liniilor de sutură anterioare sub forma literei Y în picioare, eu deja sunt în fața unei cataracte, cum este cazul acesta matură, dar intumescentă. Cristalinul are diametru anteroposterior exagerat. Asta ce înseamnă? Că sunt în punctul în care acest cristalin va pierde conținut, va apare ca și complicație uveita facolitică. Cataracta capsulară anterioară, sub forma literei Y în picioare, drept, cataracta suturală posterioară, Y răsturnat, cum este și cazul acesta, și cazul acesta, iar când există cataracta suturală anterioară și posterioară, imaginea pe care o să o examine, o să o evidențiez, este sub forma unei stele. Este vorba despre cataracta stelată, când există și cataractă suturală anterioară și cea posterioară. Cum scriem un diagnostic corect în cataractă? În primul rând trebuie să menționez ochiul. Ochiul stâng, ochiul drept sau ambiochi. Stadiul: imatură, matură, hipermatură, intumescentă. Foarte important să scriu și faptul că este intumescentă. Faptul că diametrul anteroposterior al cristalinului este foarte mărit, ca informație, este importantă pentru că poate să debuteze uveita facolitică și trebuie această modificare de volum a cristalinului le evidențiez. Pe de o parte, ecografic, măsurând diametrul anteroposterior al cristalinului, pe de altă parte, examinând cu foarte mare atenție, bineînțeles, toată aspectul liniei de sutură. Etiologia, momentul apariției și complicațiile acestei cataracte sunt iarăși importante ca diagnosticul meu să fie și corect și complet. Poate să fie congenitală, poate să fie senilă, diabetică, traumatică, toxică, după cum vă spuneam, și mai frecvent la pisică, secundară uveitelor luxației de cristalin sau glaucomului. Haideți să scriem un diagnostic corect și complet al cataractei. Ochiul, stadiul, localizarea sau sediul cataractei, etiologia și complicația dacă aceasta există. Ambiochi, o cataractă matură diabetică. Frecventă cataracta diabetică la câine, nu am întâlnit pisică diabetică cu cataract în toată activitatea mea. Ambiochi, o cataractă senilă. Ochiul stâng, o cataractă polară, posterioară, congenitală. Ochiul drept, o cataractă imatură, intumescentă, cu uveită facolitică. Haideți să recunoaștem cataractele. Este ochiul drept, este o pisică și capsula anterioară a cristalinului este opacizată la nivelul centrului acesteia, deci la nivelul polului anterior. Vorbesc despre o cataractă polară, capsulară anterioară. Nu se operează. Nu se operează, nu are niciun sens să operez această cataractă atâta timp cât este unică. Dacă această cataractă polară, capsulară anterioară, se complică cu o cataractă nucleară totală, trebuie să o operez. Un alt caz foarte frumos. O cataractă nucleară, o observ și nucleul este opacizat, dar și o cataractă capsulară anterioară care este clar congenitală, secundară persistenței de membrană pupilară. Această cataractă congenitală se operează pentru că
În general, la pacienții canini evoluează în câteva luni până la un an de zile și se complică, evoluează complicându-se practic cu o cataractă totală. Ochiul drept, diagnostic complet, o cataractă nucleară pe care o observ, ușurință, cu ajutorul oftalmoscopului, o cataractă capsulară anterioară, polară pot să-i spun, este clar congenitală și este și secundară persistenței membranei pupilare. În funcție de stadiul evolutiv, poate să fie, am spus, incipientă, imatură, matură, hipermatură, morganiană mai rar. Morganiană înseamnă că tot nucleul cristalinului se compactează și practic cade din zona centrală și pacientul poate să vadă din nou. Indiferent de stadiul evolutiv, și cataracta imatură și cataracta matură, hipermatură, poate să fie intumescentă. Liniile de sutură evidențiindu-se sunt foarte evidente, sunt hidratate. Este important să stabilezi diagnosticul acesta și intumescentă pentru că voi putea institui un tratament cu antiinflamator, nesteroidian, să fac în așa fel încât, până la intervenția chirurgicală, să nu am complicația zgomotoasă uveita facolitică, care, dacă nu o diagnostic în stadiile incipiente, pot să pierd ochiul. Nu mai pot să operez pacientul respectiv și să redau vederea. O cataractă superbă, o cataractă nucleară. O cataractă nucleară este importantă examinarea pacientului cu cataractă după efectuarea midriazei. După efectuarea midriazei medicamentoase pot stabili cu certitudine sediul cataractei. O cataractă polară posterioară, husky, frecvent, este congenitală, opacizarea este la nivelul capsulei, într-un interval relativ de timp, diferă de la un pacient la altul până la vârsta de un an și jumătate, că această cataractă devine totală și trebuie să intervii chirurgical. Spuneam și pacientul acesta, l-ați mai văzut în cealaltă prezentare, trebuie să efectuez midriaza medicamentoasă pentru că atâta timp cât pupila este în mioză, eu pot să spun este o cataractă totală. Dacă efectuez midriaza, această cataractă este ecuatorială, sectorială. În același mod, cataracta capsulară anterioară, dacă pupila este în mioză și nu efectuez midriaza medicamentoasă, pot să omit, pot să nu pun în evidență această cataractă capsulară anterioară. După cum vă spuneam, examinarea este obligatorie după inducerea midriazei medicamentoase. Același pacient, o cataractă totală, matură, după midriază este de fapt o cataractă sectorială, ecuatorială. Se operează, bineînțeles. În momentul în care există complicații, trebuie să scriu și complicațiile pacientului respectiv. Aici este o cataractă hipermatură la pisică și diagnosticul complet este așa. Ochiul stâng. Cataractă hipermatură, stadiul, intumescentă, se observă cu ușurință liniile de sutură anterioare, intumescentă cu sechele de sinechii posterioare. Deci acest pacient a trecut printr-un puseu sau două sau nouă de uveită facolitică. Când puseele de uveită facolitică sunt multiple, pe suprafața capsulei anterioare a cristalinului se observă foarte mult pigment de la nivelul epitelului posterior irian. Aici este clar diagnosticul. Ochiul drept, cataractă hipermatură, sechele de uveită facolitică și există și sinechii posterioare. Această aderență a irisului cu capsula anterioară a cristalinului la acest nivel. Cazul acesta l-ați mai văzut, este un caz absolut senzațional. Este o cataractă hipermatură cu uveită facolitică. În același timp, cristalinul este luxat anterior și prezintă și glaucom secundar. Cataracta se complică frecvent cu uveita facolitică și, bineînțeles, cu luxațiile de cristalin și ca urmare a luxației de cristalin anterioară, posterioară sau în plan vertical,
evoluează și glaucomul. Iar acest caz este absolut senzațional, este o cataractă hipermatură cu uveită facoclastică. Capsula anterioară a cristalinului este perforată și conținutul cristalinului în cantitate apreciabilă a pătruns în camera anterioară a ochiului. Foarte frumos caz. Ca și concluzie, haideți să încercăm la acest caz să stabilim un diagnostic și, bineînțeles, un tratament. Este o pisică cu un ochi cu cataractă, ochiul stâng, diagnosticul complet, ochiul stâng, cataractă, hipermatură, cu sechele de sinechii posterioare, pe suprafața capsulei anterioare a cristalinului se observă foarte mult pigment irian, iar în momentul în care efectuez midriaza medicamentoasă, încă sunt prezente sinechiile posterioare și cristalinul este luxat și el posterior, fiind menținut în poziție numai de aceste bride, legături, sinechii posterioare. Haideți să privim încă o dată. Cataractă hipermatură, ochiul stâng. Cataractă hipermatură, luxație posterioară de cristalin, irisul nu mai urmează curbura cristalinului, acesta fiind luxat posterior. Sechele de sinechii posterioare, pigment pe toată suprafața capsulei anterioare a cristalinului, iar după efectuarea midriazei medicamentoase, voi observa că acest cristalin este menținut în poziție de sinechiile de la ora 11, 10, 9. Foarte frumos caz. Acesta este un caz de pentru intervenția chirurgicală care nu reușesc să o efectuez cu ușurință. Ca și concluzie, diagnosticul cataractei trebuie să se stabilească prin un examen oftalmologic complet, cu ajutorul oftalmoscopului, făcând diagnosticul diferențial între scleroza nucleară de cristalin și cataracta imatură sau matură. În scleroza nucleară de cristalin, fundul de ochi este vizibil, în cataracta imatură și matură nu pot vizualiza frumusețea fundului de ochi. Cu ajutorul tonometrului, ținând cont de faptul că această cataractă poate să evolueze cu uveită facolitică sau cu glaucom, și, bineînțeles, cu ajutorul ecografiei oculare. Iar diagnosticul corect și complet al cataractei trebuie să cuprindă ochiul, stadiul, localizarea, etiologia și complicația și, de exemplu, în cazul acesta este o cataractă polară, posterioară, congenitală. Cataracta diabetică este clar că este matură, hipermatură și este la amândoi ochi. Cataracta senilă evoluează la cei doi ochi, iar cataracta imatură, matură, hipermatură poate să fie intumescentă când diametrul anteroposterior al cristalinului este mărit și sunt evidente liniile de sutură ale cristalinului, în special liniile de sutură pe capsula anterioară și dacă măsor presiunea intraoculară, uveita facolitică este prezentă, diagnosticul corect va fi cataractă, stadiul, imatură, dacă este intumescentă și dacă este cu complicație. Diagnosticul corect, deci și complet al cataractei. Trebuie să menționez ochiul, stadiul cataractei, localizarea opacizării, etiologia, dacă o știu, diabetică, traumatică sau secundară uveitei la pisică și, bineînțeles, complicația, care poate să fie uveita facolitică, glaucomul, sau luxația de cristalin.